După ce Brigitte Sfătii a adresat soțului o scrisoare deschisă în care i-a cerut să nu o mai rănească, Ilie Năstase a arătat lumii întregi cât de mult o iubește pe soția lui și cât de importantă este pentru el. Ce a făcut fostul tenismen, vedem chiar acum. She's the only girl you've ever seen. Îmbrăcat lejer într-un training albastru, Ilie Năstase a ajuns în fața locuinței în care stă Brigitte Sfăt cu câteva pahare cu suc natural de portocale. Relaxat, fostul tenismen a intrat în bloc și a petrecut acolo câteva minute, ca mai apoi să iasă alături de soția lui. Cât timp bruneta a așteptat pe scări, Ilie Năstase a mers la mașină. De acolo, cei doi s-au îndreptat spre unul dintre spaurile din nordul capitalei, semn că au decis să se relaxeze împreună și să se bucure de puțină liniște. După ce Brigitte a scris un mesaj emoționant în care și-a mărturisit dragostea, dar și cât de mult a suferit, fostul tenismen o asigură că ea este singura persoană importantă din viața lui. Te iubesc! Tu ești iubirea vieții mele. Niciodată să nu te îndoiești de asta, dar de-a lungul timpului alături de tine am suferit ca un câine. Sincer, îmi este frică să nu mă fac să sufăr din nou. Nu știu de ce, dar lângă tine am văzut că se supraviețuiește pe sistemul care pe care. Adică, dacă sunt bună cu tine, ești tu rău cu mine. Aș vrea să mă faci să înțeleg că mă înșel. Ea este unica și singura mea soție. Tu ești tot ce am nevoie. She's the only girl you've ever seen.